centrul nostru, pe noi și foarte mulți copii, pe inimă. Aș spune că este unul din lucrurile cele mai bune care se întâmplă în activitatea mea, operația la copii, și de câte ori m-am atașat de copii, lucrurile sunt mult mai greu de dus la capăt decât dacă te atașezi de ei după. Evident că toți copiii care au trecut prin mâna mea sunt ca și copiii mei și așa îi consider. Este un dar dumnezeiesc, e datoria noastră să facem. Suntem fericiți când salvăm copii, nu pentru succes în sine, dar pentru faptul că nu am avut durerea eșecului. Și mulțumim lui Dumnezeu că eșecul este foarte rar și foarte puțin, că avem rezultate destul de bune și suntem foarte satisfăcuți de tot ceea ce se face aici. Unde au fost operați nou-născuții cu grave afecțiuni cardiace în starea de urgență pe care a traversat-o România? Alina Grigore vă spune povestea salvatorilor inimilor bebelușilor. Hai, Luluțu, dormi un pic, viața bebelușilor care vin pe lume cu afecțiuni cardiace grave și trebuie operați pentru a fi salvați nu ține cont de pandemie. În timpul stării de urgență, când majoritatea operațiilor din sistemul public au fost oprite, la Târgu Mureș și la București, cele mai fragile inimi de copii au continuat să bată. Datorăm asta unor medici excepționali, foarte puțin de altfel, care se încumetă și fac bine cei mai vulnerabili copii. Reușesc astfel să însenineze chipurile părinților pentru care bebelușii veniți pe lume reprezintă întregul lor univers. Activitatea este intensă, cel puțin în partea de abordarea bolilor cardiace a copiilor. Suntem foarte aglomerați, în sensul că în acest moment, practic și astăzi, avem de operat două cazuri. Unul, practic, am și terminat deja, urmează încă un caz. Care a fost cel mai mic copil pe care l-ați operat în starea de urgență? În starea de urgență. Da. Sincer, am avut un caz care a avut doar 2 kg și 400 de grame, mic în greutate și un prematur. Deci, acum, starea aceasta de urgență. Să mă întrebați că cel mai mic care l-am operat acum câțiva ani a fost un nou-născut prematur care avea doar 860 de grame. Dar acesta a fost cel mai mic de care mă întrebați, un micuț și el prematur, dar de vârstă mai mare, și care a mers și el acasă și e bine, dar pe el l-am operat în luna, spre sfârșitul lunii martie. Și ca zile de viață, nu doar ca și greu. Ca zile de viață, da. Am avut în ziua a doua. E vorba de a opera atunci când trebuie, când șansele prin prisma balanței risc-beneficiu sunt cele mai bune pentru pacient. E momentul, să-i spunem, operator optim, când se aliniază toate lucrurile astfel încât îi oferă organismului respectiv șansa de a lupta cel mai bine cu o agresiune, așa cum am spus, care este intervenția chirurgicală. Cum a fost în starea de urgență? Pentru că știu că dumneavoastră ați continuat să operați. Am respectat indicațiile autorităților și s-au redus cu 80% internările, cazurile, așa a spus, cronice, dar noi nu trebuie să uităm că într-o afecțiune cardiacă niciodată nu este sigur că este ceva cronic, oricând un pacient, așa zis, în urmărirea unei afecțiuni, un pacient poate să devină urgent oricând, atât copiii cât și adulții. Dar este un lucru care a trebuit să-l facem pentru că inamicul mai mare, pe care îl știm cu toții, ne-a afectat viețile într-un mod semnificativ și evident a trebuit să ne adaptăm acestei situații. Dar la partea de copii, activitatea a continuat într-un ritm foarte susținut. Am avut practic intervenții în fiecare zi. 58 de nou-născuți trăiesc pentru că în clinica de chirurgie cardiovasculară a Institutului Inimii din Târgu Mureș, operațiile au continuat atât în starea de urgență, cât și în cea de alertă.
Sunt intervenții foarte delicate și cu un grad maxim de dificultate. Profesorul Horațiu Suciu, chirurgul inimilor copiilor și echipa sa, salvează peste 300 de inimi de copii în fiecare an în centrul de excelență din Târgu Mureș. Cu atât mai dificilă este lupta în această perioadă, în condițiile în care Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș este unitate de suport COVID-19. Așadar, tratează și pacienții care au coronavirus. În acest moment, echipa noastră de la Târgu Mureș este singura care poate să ofere o activitate susținută și într-un regim de, așa cum trebuie să fie, de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Vin, să spunem, copii din toată țara, mămici, gravide care nasc în Târgu Mureș pentru afecțiuni grave ale feților și acest lucru pune o presiune suplimentară pe activitatea noastră. Mereu aveți cazuri foarte dificile. Dacă ne puteți spune în această perioadă de urgență și iată, am intrat acum și în starea de alertă, ce fel de cazuri, cu ce vă confruntați acolo? Urgențele sunt cele de la nou-născuți, să spunem, copiii foarte mici care sunt au malformații congenitale grave incompatibile cu supraviețuirea sau care le afectează în mod grav șansa la supraviețuire. Acesta este și motivul pentru care trebuie să operați în prima lună de viață, marea lor majoritate. Aici aș împărți și încă un aspect care poate aici ne supără un pic, este că în continuare sunt în așteptare copii un pic mai mărișori, să le spunem, până la un an de viață, care nu au malformații atât de grave, dar care nu pot fi lăsați cu lunile, cu anii, până trece și această pandemie. Și aici deja simțim că un pic nu putem să facem atâtea intervenții cât ar fi nevoie. Am avut cazuri foarte grele, cum sunt sindrom de cor stâng hipoplazic, transpoziții de vase mari, ventricul unic, cazuri cu circulație sistemică sau pulmonară ductal dependentă, deci care ne-au obligat să intrăm în operație la vârste foarte fragede. Dar pentru asta suntem aici și pentru asta ne place să facem și știm că ceea ce facem este de mare ajutor. Avem deja o echipă foarte experimentată și lucrul acesta ne ține așa să facem în continuare și suntem convinși că această activitate care o avem noi are un impact mare asupra societății noastre. Așa cum s-a întâmplat în toată țara, activitatea tuturor a fost cumva dată peste cap. Ne interesează acolo unde dumneavoastră salvați oameni și reparați inimile cele mai fragile. Cum v-ați adaptat pandemiei? Suntem un spital COVID de suport, evident, pentru că pe o arie semnificativ geografic în Transilvania, toate urgențele cardiovasculare, atât cele cardiologice cât și cele chirurgicale, sunt referite Institutului din Târgu Mureș. Deci, practic, a trebuit să ne organizăm un departament pentru a primi acești pacienți suspecți și confirmați. Într-adevăr, am avut o pacientă confirmată pozitiv și, așa cum spuneam, mulți pacienți suspecți, mai ales în perioada de vârf a pandemiei, mai ales pe transmiterea aceasta comunitară, nu eram siguri de unde vin, cum provin și, așa cum spuneam, măsurile acestea s-au adresat în primul rând protecției personalului, dar și protecției pacienților. Pentru că ați văzut că au fost, să le spunem așa, niște accidente epidemiologice care ne-au arătat că spitalele sunt veriga care poate să conducă la astfel de situații dramatice și am vrut să evităm acest lucru. Deci am pus accentul pe separarea circuitelor, pe protecția personalului. Medicii au format echipe care au venit alternativ. Deci, practic, fiecare secție și-a făcut un plan de măsuri și și niște circuite ca să permită să supraviețuim în acest fel, pentru că noi suntem, din punct de vedere al urgențelor cardiovasculare, în linia întâi. V-a fost teamă cu acest virus pentru că trăim niște vremuri destul de complicate? Dumneavoastră și mai ales fiica, normal că sunteți vulnerabile în această perioadă. Da, nu mi-a fost teamă.
Nu mi-a fost. Nu știu, probabil că a contribuit și faptul că aveam deja problemele cu fata mea și atunci chestia cu virusul un pic era pe locul 2 și apoi aici când am venit, nu e că am trecut printr-un triaj, regulile în spital au fost destul de clare și de stricte și atunci n-am avut și teama asta. La un moment dat, deși era institutul desemnat spital de suport COVID, nu figurați pe listele pentru a primi materiale sanitare de la Ministerul Sănătății, chiar dumneavoastră ați tras un semnal de alarmă, ați primit donații, ați primit echipamente așadar de la ONG-uri, dar Ministerul Sănătății până la urmă s-a implicat în a oferi tot ceea ce aveați nevoie? Absolut. Practic, în urma acelui apel, lucrurile s-au rezolvat practic în 24 de ore. A fost oarește, am și menționat acolo, uneori birocrația ne omoară, nu neapărat virusul. A fost o scăpare și lucrurile s-au rezolvat imediat. Bineînțeles, am ajuns și noi pe lista aceea pentru că spitalul nostru este nominalizat ca și spital de suport. Și în plus au mobilizat foarte mult și organizațiile neguvernamentale, societatea civilă, pentru că eu am și avut această percepție și eu am în continuare că vremurile acestea de criză au reușit să scoată din oameni tot ce este mai bun. Evident, într-o oarecare măsură a scos și lucrurile mai puțin bune, dar deci la astfel de momente se vede cum este omul, se vede solidaritatea, toate sentimentele acestea frumoase, dorința de a ajuta, se văd uneori și lucrurile mai puțin frumoase, dar pentru mine mobilizarea care s-a produs în urma acelui apel a fost un exemplu de o națiune civilizată care știe să se unească la greu. E mai dificil să operați acum? Nu, pentru că în acest moment, așa cum am spus, s-au creat circuitele și deja știm cum trebuie să echipăm în funcție de pacienții pe care îi operăm. Din fericire, atunci când erau acele probleme, erau dificultăți mari și cu testarea. Erau definiția de caz. Nu se încadrează în definiția de caz. Un pacient nu putea fi testat. Dar asta nu însemna că nu are infecție. Atunci, în momentul acela, personalul deja nu știa cum să se mai îmbrace. Lucru care a schimbat total, să spunem, în țara noastră, abordarea acestor intervenții sau, să le spunem, actului medical în sine, este faptul că în momentul ăsta testarea este mai relaxată. Deci pacienții noștri sunt testați înainte de a face această intervenție chirurgicală și acest lucru a reușit să ne ajute să știm cum să ne echipăm. Au fost situații când a trebuit să ne echipăm așa cum se vede în filme, dar, din fericire, n-am avut multe astfel de cazuri. Dar testarea, atât a persoanei medicale cât și a pacienților, a fost, să spunem așa, decizia care a eliberat un pic actul medical în România. Alina Pintilie are 38 de ani și a dorit enorm un copil. În timpul sarcinii, medicii au depistat că inima fetiței pe care o purta în pântece avea probleme. Am născut pe 20 aprilie și am fost trimisă din Brașov, aici la Târgu Mureș, pentru a naște, pentru a fi mai aproape în cazul în care apar probleme, să fiu mai aproape de echipa medicală care operează pe inima copiii. Cum o cheamă pe fica dumneavoastră? Evelina. Evelina, și este, mai aveți alți copii? E primul copil? Nu, este primul copil. Nu sunt cuvinte. Nu. Obții ceva și stai cu frică să nu-l pierzi. Și... Dar știați că fica dumneavoastră este pe cele mai bune mâini? Da. Da, asta am știut. Asta chiar am știut. Chiar m-am uitat pe internet atât de mult și am văzut atât de multe lucruri despre centrul de la Târgu Mureș și despre doctorii care lucrează aici, inclusiv domnul doctor Suciu, încât aproape aveam impresia că îi cunosc personal. Speranța mea în asta a fost echipa medicală de aici. Există o șansă chiar aici, sigur, mi-o vor da. Evelina este foarte bine acum și sperăm ca
ce să zic, în câteva zile să progresăm și să-l scoatem din terapie intensivă. Terapia intensivă este plină în acest moment. Poate că știți cum e. O imagine face cât 1000 de cuvinte, păcat că în momentul ăsta nu se poate intra. Dar noi suntem mulțumiți de faptul că am reușit să ținem sub control cazurile cele mai grele. Sunt convins că în România mai sunt încă cazuri care sunt nerezolvate. Nu vreau să se creadă că toate lucrurile sunt rezolvate, din contră. Un institut, indiferent cât de mare este și cât de mult ar lucra, nu poate să facă față unei patologii la nivel național, cum este o țară ca România. Dar ne bucurăm că măcar cazurile care, să zic, cele care ard sunt rezolvate la Târgu Mureș. Domnule doctor, cât durează o operație pe cor deschis la un bebeluș? De la 3-4 ore până la 7-8 ore, cam pe acolo sunt, în funcție de patologie și în funcție de intervenția care trebuie să o facem. Problema este că în aceste ore copilul este într-o circulație extracorporeală, să spun, da? Deci o circulație de asistare, este anesteziat, da? Și operat. Deci, practic, este o agresiune foarte mare asupra organismului, unui organism foarte fragil, și de aici rezidă și marea performanță medicală care stă la baza acestor intervenții chirurgicale. Și ne bucurăm că în Târgu Mureș și în România se fac astfel de intervenții, pentru că nu sunt multe centre nici în străinătate unde se fac astfel de intervenții. Și acest lucru ne face să credem că facem bine ceea ce facem. Cum arată inima unui bebeluș? Este foarte micuță. Deci dacă ar trebui să comparăm cu ceva din viața de zi cu zi, aș spune cu o căpșună așa un pic mai mare, dacă ar fi să facem o comparație. Da, este micuță și foarte harnică de obicei. Ei au o capacitate mare de a lupta, sunt niște luptători și ei își doresc foarte mult să trăiască. Și de modul în care noi ne raportăm la suferința copilului și a părinților, depinde și supraviețuirea. Ei sunt rezistenți și au o capacitate mare de vindecare. Ideea este că trebuie să li se dea această șansă, pentru că, din punctul meu de vedere, operațiile la copii sunt cele mai bune investiții, pentru că știm că sănătatea este cea mai bună investiție, dar un copil, un nou născut, care practic este la început de viață, poate să trăiască 70 de ani după aceea și, practic, salvăm o viață întreagă. Cum ați încurajat-o pe Evelina? Ce-i transmiteați? Să fie puternică, să treacă peste hopul acesta în viață, pentru că viața e și frumoasă. Și în momentul în care a ieșit echipa medicală și v-a spus că fetița a fost salvată... Bucurie și speranță că o să fie bine și că o să trecem peste și urmează o viață întreagă împreună. Există pentru fiecare intervenții momente operatorie, să le spunem noi, optime, care, să spunem, sunt intervenții care le operăm, știm, din start la 7 zile, între 7 și 10 zile, altele la 14 zile, la 21 de zile. Asta mă refer la operațiile la nou-născuți. Nu toți copiii trebuie operați la vârsta de nou-născut. Marea majoritate, ar spune, 90% dintre cazurile care se nasc cu malformații cardiace trebuie operați în vârsta de sugar mare, chiar poate copil mic, copilul mic fiind între 1 și 3 ani. Dar există 10% dintre malformațiile cardiace
care reprezintă urgențe neonatale. Deci aceste 10% trebuie operate în prima lună de naștere și nu pentru că dorim să stabilim recorduri, așa cum poate au înțeles greșit unii, ci pentru că aceste afecțiuni nu le permit supraviețuirea mai departe de această perioadă de 4 săptămâni care este viața de perioada de nou-născut. Deci acestea sunt malformațiile grave, amenințătoare de viață, asupra cărora trebuie să interveni. Și aceasta este ramura chirurgiei cardiace pediatrice, cardiovasculare pediatrice, care este cea mai delicată și cea mai greu de efectuat. Pentru că operațiile la un copil mare, să spun, de 7 ani, de 10 ani, de 12 ani, evident, prin simplu fapt că copilul a ajuns la acea vârstă, deja este clar că malformația nu este atât de gravă încât să-i fie amenințat viața și uneori chiar întâmplător se descoperă anumite afecțiuni. Și aceste malformații, în general, sunt malformații simple, considerate, care se pot opera și la vârste mai mari. Cu totul dificil este abordarea acestor intervenții la vârsta de nou-născut, mai ales și datorită faptului că la această vârstă cazurile la care trebuie să intervenim sunt extrem de complexe. Și aici se fac intervenții laborioase, cum am spus, schimbările arterelor mari, cum este switch-ul arterial, transmisia de vase mari, operația NORUD, care se face în sindromul de Corsten hipoplazic și alte intervenții care sunt cu totul altceva decât chirurgia cardiovasculară, așa cum este cea care se face la pacienții adulți și, mă rog, la copiii de vârstă mare. Când nu mai ai de ce să te legi, când vezi că copilul tău e efectiv bolnav și că poate să-ți moară și când știi ce simți pentru el și știi cât ai luptat pentru copil, te legi de echipa medicală ca de un Dumnezeu. Deci mii de mulțumiri și să-i continue ce fac, pentru că fac bine și pentru că contează orice viață salvată. Hai, Luluțu, dormi un pic, dragă mami, puiuț micu. Profesorul Iosef Tamam coordonează echipa de chirurgie cardiovasculară pediatrică și operează în mai multe state. Starea de urgență l-a prins în misiune medicală în România. Pentru copiii suferinți, prezența sa aici a fost o binecuvântare. În București, zeci de copii sunt în viață datorită salvatorilor de la Spitalul Marie Curie. Iosef Tamam a continuat să facă bine bebelușii care nu puteau aștepta deschiderea granițelor pentru că nu mai aveau acest timp. Lucrează umăr la umăr cu șeful secției terapie intensivă nou-născuți, doctorul Cătălin Cârstoveanu, omul de la care a pornit totul și care luptă cu toată puterea pentru fiecare copil suferind. Partea pozitivă al COVID-ului m-a obligat să rămân aici, dar să operez și cu echipa locală. În anul 2020 n-am putut să facem program continuu. Și în perioada aceasta de 3 luni am operat 46 de copii și sunt, să zicem, nu zic onorat, zic binecuvântat de la Dumnezeu că i-am salvat pe acest copil. Orice copil a venit, a fost operat. Mai mult ca niciodată, secția noastră acum, în permanență, are grad de ocupare peste 100%, iar s-a întâmplat într-un moment să avem chiar 16 copii chirurgie cardiacă. Acum avem 13 copii chirurgie cardiacă. Domnule profesor, în perioada de urgență, care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați operat cu echipa de la Marie Curie? Să știți, nu a fost nici unul ușor. Și întâmplător, deci că eu am fost aici și erau cazuri mai grave care până acum cu misiunile nu le-am făcut, preferam mereu să le trimitem în străinătate și e norocul nostru că toți copiii sunt bine, deci aproape 50% din toți copiii care i-am operat în perioada aceasta sunt sub o lună de viață. În special sunt foarte, foarte fericit și mulțumit de echipa tânără de cardiochirurgie la sala de operații, la terapie intensivă, care adevărat nu există nici unul dintre ei mai mare decât 35 de ani. În general, chirurgia cardiacă e o specialitate foarte frumoasă. Cred că e cea mai frumoasă. Și chirurgia cardiacă congenitală e foarte diferită și specială. E altfel. Și cred că merită să fim mai mulți
care să facem asta. Vin cu drag și fac cu plăcere ceea ce fac. Irina este eleva mea și Irina este un talent chirurgical impecabil. Ea este foarte studioasă, foarte talentată și în cel mai important lucru este chirurg, poți să faci chirurg, poți să antrenezi să se facă, dar trebuie să ai o calitate de om. Acum, cei mai buni cardiochirurg din țara este profesorul Suciu, mai sunt 2-3 doctori care operează, dar toți sunt peste 50 de ani. Când ați ținut prima oară inima unui copil, practic în palma dumneavoastră. Când ați atins prima oară inima unui copil? M-a speriat un pic, pentru că trebuie să ai mai multă grijă, sunt mai fragili, eu copii foarte mici. Sunt aici de 2 ani și ceva, aproape, se împlinesc 3 ani în toamnă. Și dumneavoastră sunteți chirurgul căruia domnul doctor Tamam îi va preda ștafeta, practic. Nu sunt singură aici, mai sunt și colegii mei, Cristi Bulescu și Iulian Rotaru, și cardiologii sunt foarte importanți, nu stă nimic în mâinile mele, asta e clar. Sunt și colegii mei anesteziști, sunt doar 3 anesteziști, care au trebuit să asigure program continuu aproape 3 luni. Le-a revenit o gardă la 2 zile. Așa că, din punctul meu de vedere, ei au dus munca cea mai grea, apoi noi. Cardiochirurgie pediatrică este o cultură, este o colaborare. 10 persoane pun mâna pe un copilaș să se, când se operează. Deci aceste 10 persoane, toți trebuie să fie perfecți, bun, onest, uman, ca să poți să ajungi la rezultatul cel bun. Când faci chirurgia cardiacă, înseamnă nu mai dorm ca lumea și înseamnă o să fii sărăș toată viața ta. De la prima lună de viață, când îi operezi și când îi vezi acum mari, frumoși, inteligenți, este o, cea mai mare bucurie care poate să fie în lumea aceasta. Care a fost cel mai mic copil pe care dumneavoastră l-ați operat? Ca vârstă, 4 ore. 4 ore? 4 ore. S-a întâmplat la Marie Curie? S-a întâmplat și la Marie Curie, 4 ore, o zi, de 24 de ore, să zicem. Am operat mai mulți copii la Marie Curie de 24 de ore, de la o zi de vârstă. Diferită starea de urgență din punct de vedere al intervențiilor, al cazurilor, al transportului copiilor? Da, a fost diferit în sensul că a fost, dacă aș putea să spun, lucrul bun pentru noi pe care l-a adus COVID în România. A fost lucrul bun în sensul că l-am avut pe domnul doctor aici, în România, 2 luni de zile? 2 luni? 3. Aproape 3 luni? 3 luni de zile? 3 luni de zile în România. Deci am avut chirurgie permanentă, chirurgie cardiacă neonatală permanentă, non-stop. Ora asta e mult pentru noi. Mult și foarte onorant. Atunci când se internau copiii, întotdeauna trebuia să vină cu un test, să vină dacă se transferau din alt spital sau să-i facem aici un test pentru COVID-19. Cât timp testul era gata, mergeau într-o secție tampon. După ce primeam rezultatul negativ, erau transferați pe secția de cardiologie sau în terapie. Erau copii în stare gravă, în terapie intensivă pentru cazurile suspecte COVID, primeam rezultatul și apoi se transferau în terapia noastră sau în terapia
intensivă nou-născuți. Am văzut acolo o legătură foarte strânsă, pentru că dumneavoastră permiteți și părinților, unia dintre părinți, să vină să stea, mai ales când e vorba de bebeluși, de nou-născuți. Cum a fost acum, tot legat de pandemie? Și mamele au fost testate, nu doar copiii. Au putut să fie caz de în spital și să vină să-i facă o terapie. Echipa chirurgie cardiacă străină a fost un singur om, doctorul Tamam, profesorul Tamam, ca să știți. Restul, echipa românească, anestezia colegii tineri de la chirurgie cardiacă, terapie intensivă colegii tineri de la chirurgie cardiacă, asistenții cei de la chirurgie cardiacă și ATI și blocul operator, partea de neonatologie, echipa noastră. Cam asta este ce a fost, sigur, legat cu tot spitalul, pentru că colaborăm cu celelalte secții. Noastră aveți foarte multe provocări acolo, cam cu ce cazuri mai deosebite vă confruntați acum? Păi cazurile au fost de la simple, dacă am putea să le numim simple, cum ar fi stenoza aortică, așa. Am avut trei cazuri, da? Două cazuri stenoza aortică venite în urgență, transpoziții, cost în hipoplazii. Noi spuneam, cam ridiculizam așa cazurile astea cu ce ABC și ce mai luăm profesor. De ce nu tot faceți ce ABC-uri aici, double outlet, le tot spuneam. Ce mare lucru, un bending, spuneam, și am văzut ce înseamnă bending-uri. Am văzut ce înseamnă probleme foarte, foarte serioase, toate cazurile la rând. Asta înseamnă provocările cu tot felul de complicații, dar cu mortalitate absolut minimală. Asta este pentru noi, de fapt, cel mai, cum zicem noi, cea mai bună răsplată pentru noi. Marie Curie este un spital, o zonă fertilă ca să poți să renaște sau să crește un centru de cardiochirurgie pediatrică. Acesta este proiectul nostru, noi să dezvoltăm această cardiochirurgie pediatrică în toată țara, să nu mai plece niciun copil în străinătate, că nu este normal în niciun caz să mai pleacă niciun copil din țara aceasta. Centrul de Târgu Mureș este un centru de excelență, dar nu poate să facă față în fața acest număr mare de acești copii. Programul nostru include Marie Curie, include și Iași, și Timișoara și Cluj. Deci la Cluj se face câteva, vreo 70 de cazuri. Știu că de 7 ani de zile veniți în fiecare lună la Marie Curie pentru a opera copiii care se nasc cu malformații congenitale. Până acum am ajuns să facem 1000 de cazuri în România de chirurgie cardiacă și vreo 1300 și de intervențională. Deci bucuria noastră ca visul a devenit o realitate. Când estimați că echipa de chirurgie cardiacă pediatrică de la Marie Curie va opera, indiferent dacă dumneavoastră veți putea sau nu ajunge în țara noastră, deci va opera independent, să spunem. Cred că în 2022 o să fie 85% din cazuri să poate să le rezolve echipa din Marie Curie și în 2025 nu mai iese niciun copil din țara ca să fie operat afară. Din contra, o să aducem copii din străinătate ca să se opereze la noi. În perspectivă, veți fi curtate de clinici din străinătate dacă nu cumva deja s-a întâmplat. Cum vedeți viitorul dumneavoastră în România sau în străinătate? Eu văd viitorul aici, pentru că sunt oameni deosebiți. Nu am mai întâlnit oameni ca cei de aici. Mă refer la echipa din blocul operator, mă refer la anesteziști, la cardiologi, sigur și la echipa de asistență în terapie intensivă. Și suntem cu adevărat o echipă, așa că de plecat de tot, în mod sigur nu vreau. Dacă s-ar pune problema pentru o perioadă scurtă să plec într-un centru mare de unde aș putea să învăț mai multe, atunci aș face-o, dar în niciun caz de tot. Hai da, nani, nani, puișorul, mami, dormi-n legănuț, puișor drăguț. Aproximativ 1200 de copii se nasc anual în România cu malformații ale inimii. Dar țara noastră nu are soluții pentru toți.
Nu avem suficiente echipe care să-i opereze. Aceste intervenții fac diferența între viață și moarte. Operați la timp, copiii pot avea șansa unei vieți normale. Copiii sunt îngerii pe pământ. Deci și dacă tratezi un copil de acest lucru, este extraordinar de bun și în special, să zicem, când vezi zâmbetul unei mame sau o lacrimă de bucurie care e de la o mamă, care copilul ei este vindecat și nu o lacrimă de mamă care copilul ei care a murit. Am înțeles de la alți chirurgi că nu este bine să te atașezi de copii, cel puțin nu înainte de operație. Eu văd numai ecografia, încerc să-l văd așa, fără să mă uit la copil, ca dacă, Doamne ferește, se întâmplă. Că știți, noi tratăm acești copii, dar noi nu suntem Dumnezeu, când poate să fie un lucru, o operație foarte simplă, dar dacă ceasul unui copil sau unui om mare ajunge, nimeni nu mai poate să-l ajute. Deci asta e numai în mâna lui Dumnezeu, viața și moarte. Dar noi, rolul nostru, din cauza asta încercăm tot posibilul, ne atașăm de copilul când o să iasă din spital, când o să fie bine, să ieșe din spital, atunci ne bucurăm și îl vedem și suntem fericiți. Trebuie să îți controlezi puțin emoțiile și să nu te lași purtator de emoții. Trebuie să iei decizia care trebuie pe baza cunoștințelor medicale. E importantă și relaționarea cu pacientul și copiii, doar că cele mai bune decizii cred că sunt cele raționale pentru sănătatea lor. Emoțional, cum vă descărcați după aceste intervenții atât de complicate? Uneori mai bine, alteori mai puțin bine. Depinde de situație în parte. Vă spun un lucru, vă mărturisesc o chestie foarte importantă. Nu am nimic în viața aceasta să mă facă fericit decât momentul respectiv. Le dați vestea bună părinților. Atât. Deci nimic nu are niciun semnificat în viața aceasta decât în momentul acesta. Atunci, adevărat, simt că are un sens viața mea. Dumneavoastră ați absolvit Facultatea de Medicină în România, lucrați de câteva decenii în centrul San Donato din Italia, un centru al excelenței în chirurgia cardiacă și operați de asemenea copii în Siria, țara în care dumneavoastră v-ați născut. Cum sunt toate aceste experiențe, atât de diferite, să spunem? Eu sunt fiul acestei școli de medicină din România. Eu am fost format aici. E adevărat că mergeam prin străinătate să iau alte experiențe și după aia m-am mutat la San Donato. Într-adevăr, este San Donato un centru de excelență, din cele mai importante centre în lume. San Donato e un centru în care se operează chirurgie congenitală de 30 de ani, cred. Așa că e normal să fie diferențe. Dar poate peste 30 de ani o să fim și noi la fel sau mai buni. Virusul care a pus la grea încercare omenirea chiar și în perioada în care prioritate în spitale au avut pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, anumite programe complexe au continuat. Cine face transplant, lucrează ca pe front. Este mereu la datorie zi și noapte. Într-un moment mai faceți transplant? Care e situația transplantului cardiac? Ne-ați făcut o vizită anul trecut, dacă rețin, nu? În vară, parcă. Și vorbeam despre situația transplantului cardiac și noi acest an am început foarte bine, 2020. Am făcut 4 transplanturi cardiace până în, la sfârșitul lunii februarie deja, sau pe la mijlocul lunii februarie deja aveam 4 transplanturi făcute. Chiar socoteam în ritmul ăsta dacă merge până la sfârșitul anului, cine știe atunci că va veni această pandemie care ne-a schimbat complet prioritățile și percepțiile, cine știa la momentul respectiv că acolo ne și oprim. Într-adevăr, nu s-au mai făcut, n-am mai făcut astfel de transplanturi, nici nu am avut, să-i spunem, alerte pentru donatori care să aibă cord compatibil cel puțin. Și, într-adevăr, și în perioada aceasta există niște temeri, chiar dacă nu sunt
anumite, știu eu, comunicări științifice care se spună că în perioada aceasta ar fi bine să ne abținem. Această pandemie nu face decât să complice această situație. Noi știm că pacientul transplantat este un pacient cu imunitatea deprimată, voit de către noi pentru a tolera grefa. Și în aceste condiții în care noi abia reușim să ținem un echilibru la pacienții noștri, cu atât mai greu ar fi într-o situație în care să avem un astfel de pacient transplantat. Dar în momentul în care va fi un donator cu un cord eligibil pentru transplant și evident și un receptor care în acest moment este într-o stare avansată, ceea ce în momentul ăsta nu avem, de insuficiență cardiacă care să fie chiar în stare de insuficiență cardiacă ireductibilă, evident că o să-l facem. Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a-l face. În primul rând aici mă refer la resursa umană și în al doilea rând la aparatură, dispozitive, medicații, materiale sanitare. Suntem pregătiți pentru transplant 24 de ore, 7 zile pe săptămână. De la chirurgul Radu Zamfir, coordonatorul Agenției Naționale de Transplant, aflăm care au fost provocările și câți pacienți de pe listele de așteptare cu boli în stadii terminale se pot bucura din nou de viață. Activitatea de transplant s-a desfășurat, sigur, ceva mai dificil decât înaintea acestei perioade, datorită măsurilor suplimentare de precauție care s-au impus pentru desfășurarea în siguranță a acestui tip de activitate. Echipele, când intră în sala de operație, sunt testate, la fel și pacienții? Da, sigur că da, pentru a reduce la minimum riscul de contaminare al pacientului care este transplantat, cât și al echipei de prelevare. În momentul intrării în starea de urgență, a făcut o recomandare către toate centrele care efectuează transplant de a își continua activitatea atâta timp cât raportul risc-beneficiu este în favoarea pacientului. Transplantul de cord este un pic mai delicat prin prisma faptului că acceptabilitatea cordului este mult mai puțin frecventă decât cea a ficatului, a rinichiului. Aș spune că pe studii și pe statistici mari, 1 până la 3 din 10 cazuri de donare se poate lua cordul. Deci din 10 donări, în 1 până la 3 cazuri se poate preleva și cordul. Transplantul este o urgență medicală și trebuie făcută. Acestea sunt și punctul de vedere al Agenției Naționale de Transplant, care ni s-a și transmis. Activitatea de transplant trebuie să continue, indiferent de această situație, pentru că, într-adevăr, este o medicină salvatoare de viață. Intrat în starea de urgență, iar acum în starea de alertă, cum a decurs această activitate de transplant? În ce ne privește pe noi, pot să vă spun că numărul a fost mai mare față de anul trecut, în aceeași perioadă, iar, sigur, așteptările au fost un pic mai mari, dar această scădere a numărului de donatori este justificată în contextul pandemiei actuale. Domnule doctor, de la începutul anului, câte transplanturi au avut loc în România? Pornind de la 35 de donatori în moarte cerebrală, s-au realizat 30 de transplanturi hepatice, 62 de transplanturi renale, 4 transplanturi cardiace și un transplant pulmonar. De asemenea, s-au efectuat, în plus față de aceștia, 12 transplanturi renale de la donatori în viață și 3 transplanturi hepatice de la donatori în viață. Ce așteptări aveți pentru viitor? Pentru că vedem bine că e o luptă grea care se duce cu această pandemie și cum estimați că va fi anul acesta? Cred că trebuie să mergem înainte cu gândul că această pandemie există și probabil va mai fi o perioadă de, nu știm cât viitorul ne va spune. Iar aceste măsuri probabil că se vor permanentiza, tocmai gândindu-ne la binele pacienților. Pe de altă parte, nu trebuie să întrerupem activitatea, pentru că întrerupând activitatea, luăm unor oameni șansa la viață și aceasta nu este admisibil. Mulțumim rudelor,
pacienților aflați în moarte cerebrală care își dau acceptul pentru donarea de organe, pentru că astfel acordă unor oameni care se află pe patul de spital cu boli grave, terminale, le acordă o șansă la viață, o nouă șansă la viață.